Acesta este doar unul din locurile existente pe raza municipiului Zalău în care se pot produce accidente grave, chiar mortale, din păcate, pentru că sunt guri de acces în rețele de canalizare, în rețele de conducte de transport apă menajeră sau apă caldă, care nu sunt acoperite. Hoții au venit, au furat aceste capace, iar autoritățile, din păcate, nu au făcut nimic astfel încât aceste cămine să fie acoperite. După cum o să puteți vedea, acest canal are o adâncime, dacă mă uit eu bine aici, de mai bine de 3 metri. Vă dați seama ce se poate întâmpla, orice copil poate veni și poate cădea aici, nu doar un copil, ci și o persoană adultă. Din păcate, este o realitate, dacă mă uit bine aici, sunt conducte dezafectate, care au fost tăiate, nu știu, probabil de hoții de fier vechi sau de către cine. Una peste alta, ideea este că un astfel de cămin poate provoca accidente foarte grave din cauza neglijenței.